Ministru, pentru intervenția la decisiv în săptămâna mare, în vinerea mare, domnule ministru. Dacă ne auziți. Bună ziua, dumneavoastră. Da, vă aud și vă ascult cu interes și cu luare aminte. Mulțumim, domnule ministru. Suntem în săptămâna patimilor. Pătimim toți și căutăm soluții fiecare. Într-un cuvânt, avem și pe de o parte și preocuparea necesară și răbdarea pentru a construi în așa fel încât să fie bine în România, că putem construi și cu vorba și cu fapta. Cum de altminte putem să facem rău și cu vorba și cu fapta. Sperăm ca în această perioadă să putem să reflectăm asupra aspectelor care generează binele țării și din acest punct de vedere mă aflu în zona aceasta în care oricine dau mâna cu o singură condiție. Să căutăm binele și dacă îl găsim să-l și conservăm și apoi să-l și dezvoltăm. Așa ar trebui să fie, domnule ministru, mulțumim. Nu pot să nu vă întreb, cum l-am întrebat și pe ministrul Budăi, prioritatea dumneavoastră zero după Paște, care este? Ministrul Budăi a răspuns ca să nu fie nicio tăiere de venituri în România din cauza acestei găuri de la bugeturile de stat. Prioritatea dumneavoastră zero care este? Munca, munca, munca și iar munca. Dorința de a face și acțiunea concretă ca să putem realiza. În așa fel încât să avem, pe de o parte, rezultate în economice și rezultatele economice să ne dea posibilitatea să alimentăm și bugetul țării. Știi foarte bine că bugetul țării nu se alimentează din floarea aceasta de primăvară, fina și frumoasă, cu petale deschise. Acum se alimentează din producția, din TVA, și din costurile pe muncă. Ori asta presupune să ai locuri de muncă, iar trebuia să ai producție, să ai producție marfă, vândută și încasată. Ai aceste două surse, poți să alimentezi bugetul țării fără probleme și atunci poți să răspunzi la comandamentele societății atât de bine păstrate și în același timp cu dimensiunea aceasta a realității. Domnule ministru, este această discuție în spațiul public în România despre tăieri de salarii la bugetari sau despre restructurări, tăieri de posturi, oameni dați afară. Sunteți de acord cu un asemenea plan? Eu cu cuțitul nu sunt niciodată la mine cu cuțitul, nici la tăiat. Sunt cu instrumentele care mi asigură să fac mai mult, să realizez mai mult. Nu mă preocupă tăierile, ci mă preocupă, cum spuneam, munca și rodul muncii. Iar rodul muncii îl căutăm la fiecare și îl găsim în condițiile în care avem și dorința, dar în același timp avem și fapta cu noi. Iată de ce și ieri și astăzi sunt la muncă. Și voi fi în continuare, și eu și alții, iar agricultorii tot timpul au fost la muncă, au întors brața țării ca să dea mâncare pe românilor. Deci sunteți la minister? Sunteți la minister în vinerea mare? Acum am plecat de la minister de la 3:30 de azi dimineață. Sunt plecat, am fost la minister, am lucrat. Am avut o întâlnire cu cei colegii din cele 5 țări, știindu-se că există această grupă sau echipă de intervenție cu mare nevoilor pe care le avem datorită conflictului din Ucraina, țările aflate în proximitatea cu focului deschis și pe care ne pune și noi de acord, am avut o videoconferință să ne punem de acord să căutăm căile de rezolvare a acestei probleme extrem de importante. Imediat. Și nu ușor de rezolvat. Imediat vă întreb și de această întâlnire, de această ședință foarte importantă cu omologii dumneavoastră, domnule ministru, pentru a se lua până la urmă o decizie ce facem cu aceste cereale ucrainiene, ce face România dacă le interzice aceste cereale ucrainiene în țara noastră. Însă vreau să vă întreb și alt aspect cu care se confruntă oamenii în magazine, domnule ministru. Știu că guvernul a avut o întâlnire extrem de importantă cu procesatorii din zootehnie, cu procesatorii de lapte, cu autoritățile ANPC, ANSVSA, Consiliul Concurenței. Ați fost și dumneavoastră la această întâlnire. Guvernul intervine asupra unui produs, asupra prețului unui produs, asupra prețului laptelui. Timp de 6 luni, domnule ministru, laptele va avea un preț redus cu 20%. Cine va suporta această reducere de 20% și pentru ce fel de produse se va aplica? Că înțeleg că trebuie să fie prețul laptelui peste 7 lei.
ca să se aplice această reducere. Vă rog să ne explicați intervenția aceasta a guvernului asupra prețului laptelui. În primul rând este o intervenție activă a guvernului, pentru că am avut întâlniri pe această temă la care am fost și eu. Iată că vă dau răspunsul acesta confirmării faptului că am fost prezent la această întâlnire care a fost coordonată și în același timp asistată de primul ministru, lucrând efectiv și întrebând, punându-și și domnia sa ca și noi toți ceilalți întrebarea ce trebuie să facem în așa fel când de regulă să fie bine. Deci cât va fi un litru de lapte, domnule ministru, în magazine? Numai puțin. Am socotit și noi și socotim de fiecare dată că lăcomia nu-i bună, indiferent unde se află și cine o aplică. Motiv pentru care am putut constata prin analiza, zic eu, factorială, acelui, să constatăm care este influența, unde se află, care-i drumul laptelui, de unde pleacă, unde ajunge, cu ce preț se pleacă și cu ce preț se ajunge. Și ați văzut că întreaga coaliție și oamenii politici ai României își pun întrebare și pe bună dreptate și caută și în același timp soluții. Ce facem, fraților, în condițiile acestea, în când oamenii sunt dornici fiecare să câștige cât mai mult și cât mai repede? Să trecem la soluție, vă rog, domnule ministru, adică să le spunem oamenilor, să trecem la soluția pe care ați găsit-o, ca să le spunem oamenilor și efectul soluției, adică cu cât vom găsi un litru de lapte în magazine. Sigur, soluția prezentată, domnul prim-ministru, iar în ansamblul acesta de măsuri, sunt elementele concrete care vor pune în galantar. Deci înțeleg așa, domnule ministru, ca să dăm niște informații clare, 20% va fi reducerea. Stați puțin că Petre Daia tot timpul dă informații clare în portofoliul său de activitate. Eu nu vreau să fac ingerințe în activitatea altora, pentru că pe acest lanț de producție nu se află numai Ministerul Agriculturii. Deci ar trebui un litru de lapte să ajungă să coste, domnule ministru, magazine în jur de 5 lei? Nu, eu nu dau cifre niciodată. Și știți de ce nu dau? Pentru că știu ce înseamnă cifra și ce înseamnă compunerea acesteia și responsabilitatea pe care o am. Ce pot spune eu și confirm, pentru că totuși sunt ministru și trebuie să spun clar despre ce este vorba, În ședința respectivă s-a luat această măsură pe care dumneavoastră ați auzit-o și ați pus-o în spațiu public prin comunicările pe care le-ați făcut, tocmai pentru a se reduce litru de lapte la galantar, în așa fel încât oamenii să simtă și ei că viața este mai ieftină și că să simtă și ceilalți care se ocupă prelucrare, pentru că nu la producători problema. Bun. De prelucrare. Bun. Și de vânzare. Domnule ministru, vreau să o întreb și pe doamna Dragu, fost ministru de finanțe. Doamna Dragu, cum vedeți intervenția guvernului în ceea ce privește? Îngăduiți puțin să o salut cu respect și să o ascult în liniște, vă rog, o ascult. Doamna ministru, cum vedeți această reducere a prețului? Intervenția guvernului în ceea ce privește prețul laptelui în România va fi o reducere la RAF de 20%, 10% înțeleg suportată această reducere de procesatori, 10% de lanțul de magazine. E posibil să fie și alte intervenții ale guvernului asupra prețurilor? Am văzut că avem foarte multe alimente care pur și simplu și-au și dublat prețul față de anul întreg. Noi avem aici un lanț, producătorul, procesatorul și consumatorul final. Acum, o problemă reală este la nivelul producătorului, care are nevoie de mai mult sprijin și ar trebui ca statul să ajungă cu sprijin la producător, astfel încât producția aceasta de lapte să fie una suficientă, de calitate, dar și la un preț bun. Atunci ajunge la procesator, procesatorul de asemenea sprijinit, și procesatorul să poată ajunge la piață cu un preț bun și consumatorul să se bucure de reducere. Adică, mi se pare că statul intervine puțin brutal acum și nu mi-e clar cine pierde. Adică, erau atât de bogați procesatorii încât își permit să renunțe. Poate n-am înțeles din... Vă rog, domnule ministru, okay, 30 de secunde, dacă se poate. Vă respect față de doamna Dragu, pe care o apreciez. Mulțumesc. Cu mare drag. Noi facem intervențiile la producători și se cunosc aceste intervenții. Și le-am făcut tot timpul. Le-am făcut tot timpul pentru producători, tocmai pentru a crește randamentele
pe de o parte a producției și prin creșterea randamentului și a costurilor ca urmare a intervențiilor pe care le facem. Din acest punct de vedere, suntem în regulă și suntem în fiecare moment la zi cu sprijinul pe care îl dăm, atât din efortul bugetar propriu, cât și de la Uniunea Europeană. L-am făcut, îl facem și vă-l facem în continuare. Și de aceea, prin înțelegerea care a fost și prin dispoziția primului ministru, și zic eu că a fost corectă, s-a putut constata din prelucrarea informațiilor și a discuțiilor pe care le-am avut, zic eu, multe ore, dacă adunăm cele trei întâlniri, depășesc 10-15 ore, și am ajuns la această concluzie, nu printr-o intervenție brutală, printr-o înțelegere că este bine să nu lăpomim. Este posibil, domnule ministru, un răspuns scurt să interveniți și asupra altor prețuri? Carne, lactate, dacă vedeți că se întâmplă tot la fel, izbucnesc aceste prețuri. Dacă mi-i îngăduiți, sigur că n-aș vrea să anticipez măsuri pe care ministrul agriculturii nu le poate lua în singur. De aceea am rezervă acest răspuns, sau nu dau acest răspuns direct că da sau ba, ci pot spune foarte clar că tot timpul analizăm ceea ce este de făcut în România și căutăm soluții atunci când ne găsim, le și anunțăm. Mulțumesc, domnule ministru Petre Daia, ministrul agriculturii a fost în direct la